old school baby, old school. Care este fluxul real în cripto? Și l-am mai explicat, cred că și acum un an de zile l-am mai explicat, îl explicam de mai multe ori. Vi le explic și acum. Fluxul real în cripto este așa, fiat, fiat, na? Da? fiat. Apoi săgeată, BTC, apoi săgeată, alcoinuri, a, L, T, s, dar market cap mare. Market cap mare. Aici mă refer la un Cardano, la un Ether, astea. Market cap mare și apoi alți alcoinuri mici. Capitalizare mică. Da, l-am mai tot repetat. E simplu, cei care sunt vechi aici în această piață știu asta. Știu asta, da? Deci ai prima dată Fiat aici. Am fost aici? Da, cum știm că am fost aici? să ne uităm la USD, USDT.D. USDT.D. Ce s-a întâmplat cu USDT.D aici? O lungă perioadă. Uite-l. Uite-l de aici, din 2022, de aici din aprilie, a tot făcut mun. Din regiunea de 3, a făcut mun în 9, a făcut mun aici în 9-3 și acum pare Pare că, în sfârșit, face o distribuție aici, și mai devreme sau mai târziu va avea un colaps similar cu ce am văzut aici, în regiunea asta, similar cu ce am văzut aici, în regiunea asta, similar cu ce am văzut și în trecut, da? Deci, am fost aici, părerea mea. Am fost aici o lungă perioadă. Bear market-ul de cele mai multe ori ești aici. Doar ce ai nevoie de lichiditate, mulți investitori se panichează și ies în fiat, în USDT, în USDC, în euro, în USD și tot așa. Bun, acum cred că suntem în tranziție către BTC. Cum vezi asta e destul de simplu. BTC.D Hai să ne uităm la BTC.D Deci de aici te uiți la USDT, ceva care oricum probabil nu prea vedeți. USD, USDT aici D, da? Cred că asta era 100 de dominanța USDT. A, bă, te uiți la BTC.D. Hai să ne uităm la BTC.D aici. Suntem aici sau nu? Ne uităm la BTC.D. Ia. Suntem aici sau nu? Păi uite de la dominanță cum arată. Uite te unde ești în ciclu. În momentul de față. asta probabil va veni aici. Și când va veni aici, probabil ciclu se va inversa și apoi vom face flip. O asta, asta, e teoria mea, Odată ce ajungem la 48, 49, 50 spre regiunea asta de aici. Vom inversa ciclu, da, și vom trece din BTC în alțurile cu market cap mare. Momentan suntem aici, aici ești în momentul ăsta, la tranziția între Fiat și BTC și se vede asta în dominanță, se vede asta și nu se de punct de, care este top AF. Da? Așa încep ciclurile de cripto ca să înțelegeți. Prima dată Bitcoin trebuie să ruleze. Destul de clar, investitorii văd că rulează Bitcoin mută din fiat în Bitcoin, apoi Bitcoin rulează, nu mai poate să facă Bitcoin atât de multe X-uri cât ar face alturile, investorii devin greedy și trec la Alcoinuri aici. Cât, când, cât durează de obicei asta? 3-6 luni sau poate mai puțin, depinde de ciclu. De obicei 6 luni, vedem BTC-ul care rulează, mai spre 3 luni a zice, și apoi alți și vedem aici market cap cu market cap mai mare. Acum alțurile cu market cap mai mare mă refer la Ether. Și cum vezi tranziția? Te uiți la ce? Te uiți la ETH, e destul de simplu, Basic AF, ETH aici versus BTC, la asta te uiți, e Basic, te uiți la ETH, BTC, ETH, BTC. Arată că suntem acolo, acest grafic? Nu arată că suntem acolo, ci arată că ne-am putea îndrepta spre regiunea asta din nou de aici, aici din nou ar fi o oportunitate pentru ETH și BTC. Deci când BTC punct de ajunge la 48, când ăsta ajunge în range-ul ăsta de aici, suntem din ce în ce mai aproape pentru flip-ul ăsta de aici. Okay? Acum întrebarea e, alți cu market cap mai mici. La ce te uiți aici? La ce te uiți? Hai să vedem dacă ați priceput ideea. La ce te uiți aici? Ca să vezi că se trece din alți în market cap mai mic. La market cap mai mic. Din alțurile cu market cap mai mare. La ce te uiți aici? La ce te uiți? Bun. Alți ETH. Exact. Alți versus ETH. Sau poți să te uiți la ETH.D. La ETH.D. Da, ETH.D. Vrei să vezi că îți sparge regiunea asta de aici. Range-ul ăsta de aici. Vrei să vezi că ți-l sparge ca să ai în continuare spre regiunea asta. Și mai poți să te uiți la BTC versus alte alcoinuri pe care le mai ai tu. Sau ETH versus alte alcoinuri pe care le mai ai tu. Ca să vezi asta. ok? Ca să vezi tranziția în mare parte. Aici ETH.D. Sau te uiți la BTC versus alți, la care vrei tu, alea mici. La alea mici, da? Bun.